Bună și bine v-am regăsit! Ce ați zice să facem astăzi? Niște gogoșele cu lingura. Se fac imediat și sunt foarte, foarte gustoase. Aici am o cană normală din care bem ceai. Pun iaurt grecesc. Două cănd de iaurt pun. Patru ouă întregi. Puțină sare și coaja rasă de la o lămâie. Pun și puțin rom, esență de rom, esență de vanilie și amestec. Măsor și două cănd de făină, deci cu aceeași cană. Pun și niște praf de copt, cam 10 grame. Amestec puțin și pun în compoziție. Încă o cană, în total două căni, cum am pus și iaurtul, două căni de iaurt, două căni de făină. Într-o cratiță am pus ulei la încins. Puneți așa cam o jumătate de litru. Punem cu lingura gogoșelele. Aveți grijă ca focul să fie mediu. Nu trebuie să fie prea mare, că atunci se fac prea repede și rămân crude înăuntru. Ele o să se întoarcă imediat când sunt făcute. Le scot pe o farfurie și așa procedez și cu restul de cocă.
Sunt gata, le pudrez cu zahăr. O să rup una să vedeți cum a ieșit în interior. Sunt foarte pufoase, se fac foarte, foarte repede. Când aveți poftă de ceva dulce, imediat faceți aceste gogoșele. Nu rămâne decât să vă doresc poftă bună. Până data viitoare, rămâneți cu bine!